Lipsa fondurilor de la guvern a făcut pe mulți primari să se îndrepte către banii de la Uniunea Europeană, alimentare cu apă și rețea de canalizare, drumuri reabilitate, comunale și de exploatație agricolă, școli și grădinițe, dar și cămine culturale reabilitate și dotate la cele mai înalte standarde, toate pe fonduri europene. Un exemplu în domeniul atragerii de bani de la Uniunea Europeană este comuna Osica de Sus. În ultimii ani, localitatea a ajuns milioane de euro, fonduri nerambursabile. Primarul localității, Ion Ciocan, spune că la investițiile realizate din bugetul propriu se adaugă alte câteva zeci finanțate din fonduri nerambursabile. Cel mai nou proiect se derulează prin Programul Național de Dezvoltare Rurală și cuprinde asfaltarea unui drum de exploatație agricolă. Valoarea lucrărilor se ridică la 1 milion de euro, bani de la Uniunea Europeană. E format din 4 tronsoane de drumuri, acesta pe care ne aflăm noi. E vorba de intrarea sau legătura între satul Ostrov și DN64. În continuarea lui va fi de la mijlocul statului pe exploatație într-o altă zonă, până la drumul DC82, care la rândul lui a fost drum comunal, care a fost modernizat tot prin fonduri europene pe măsura 3.2.2, un proiect integrat cu 4 ani de zile în urmă. Urmează un alt tronson de drum care face o legătură mai scurtă între drumul județean și DN64, zice, prin dealul Viilor, și un alt tronson de drum, legătura dintre exploatațiile din zona pădurii Bercica către DN64. Tot din fonduri europene a fost extinsă rețeaua de alimentare cu apă. În acest moment, întreaga localitate dispune de rețea de apă. De asemenea, în mai multe sate ce aparțin comunei Osica de Sus, există rețea de canalizare, dar și stație de epurare. În acest moment, comuna Osica de Sus pe apă are 100% alimentare cu apă. Sunt 2 gospodării de apă, una amplasată în satul Vlăduleni și cea de-a doua amplasată în satul Greci. Osica de Sus are 2 rețele de canalizare în funcțiune, una făcută prin programul SAPARD, tot fonduri europene, pusă în funcțiune în iunie 2006, 8,2 km de rețea de canalizare, la care au acces aproximativ 610 gospodării. Satele Greci și Peretu sunt 100% canalizate. E vorba de o rețea de canalizare de 7,5 km, cu stație de epurare, am omis să spun, și una și cealaltă, funcționale. Fondurile europene au stat la baza reabilitării căminului cultural din localitate, o investiție de aproape 300.000 de euro, 130.000 de la Uniunea Europeană și 180.000 din bugetul propriu. Aceasta s-a derulat prin grupul de acțiune locală. Lucrările la căminul cultural au presupus, pe lângă reabilitarea exteriorului și exteriorului clădirii, și dotarea cu aparatură specifică. Investiția în căminul cultural din comuna Osica de Sus a fost destul de importantă, având în vedere gradul de degradare al construcției. A fost făcut prin gal, plaiurile Oltețului, și ca fonduri, 130.000 de euro fără TVA, fonduri europene, 180.000 de euro fără TVA din bugetul local. Ne-am dorit să facem o construcție, o reabilitare și o modernizare a construcției la nivel european, după standarde europene, și cred că lucrul ăsta a reușit. Primarul Ciocan spune că are planuri mari pentru comuna Osica de Sus. În perioada următoare, mai multe drumuri comunale din localitate vor intra într-un amplu proces de asfaltare. De asemenea, din fonduri nerambursabile de la Banca Mondială, în localitate va fi construită o nouă grădiniță și rețeaua de canalizare va fi extinsă, fie cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană sau de la bugetul local.